Urmează acum domnul Terheș, un minut. Dragi colegi, domnule comisar, votul în favoarea introducerii acestui certificat verde digital va avea profunde ramificații negative atât asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din Uniunea Europeană, precum și a relației dintre persoană și stat și asupra viitorului Uniunii Europene. Rațiunea esențială a existenței Uniunii Europene a fost de a crea un spațiu al libertății și prosperității și nu un lagăr. Pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial însă, suntem chemați azi să votăm contra rațiunii de a fi a Uniunii Europene și să permitem o încălcare a drepturilor și libertăților individuale în masă. Sub pretextul facilitării exercitării unui drept fundamental, cum e cel al libertății de circulație, Comisia Europeană ne cere să votăm pentru ca cetățenii europeni să fie deposedați de alte drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la viața privată, la intimitate, la demnitatea umană și, nu în ultimul rând, la a decide cu privire la propriul lor corp. Acest certificat verde nu facilitează, ci încalcă drepturi. Prin precedentul ce este creat acum, drepturile individuale ale oricărei persoane din Uniunea Europeană nu sunt nici garantate și nici respectate. Odată creat acest precedent, că o majoritate politică poate să decide cu privire la drepturile și libertățile individuale, ce țin de intimitatea și libertatea persoanei, vă întreb, unde vă veți opri? Mulțumesc!